Mai repede! Vrei să faci mișcare, dar nu știi de ce sport să te apuci? Ai putea încerca aerobic. Asociația Frizzly din Câmpina oferă lecții gratuite de Kangoo Jumps, Steel Combat, Step și Zumba. Peste 30 de doamne și domnișoare au făcut duminică exerciții în aer liber, profitând de soare și vremea bună. Acesta este un masterclass pe care îl susține instructorul internațional Marius Grancea, care a fost alături de noi și la convențiile de anul trecut și de anul răstrecut, parte din Manifest Life. Și încearcă să satisfacă toate gusturile. Participanți sunt astăzi și clienții fideli ai sărilor de fitness, dar și elevi care foarte rar au participat la astfel de clase și vor să încerce și vor să intre, să aibă și acest stil de viață. Foarte fain, nu mă așteptam să fie un număr așa de mare, mă bucur că l-au executat, l-a plăcut, se pare, mă bucur să văd treaba asta, am avut bafte și de vreme, chiar mă bucur enorm de acest lucru, vin din Brașov și era un pic mai frig, dar foarte fain atmosfera, chiar m-a plăcut și publicul foarte entuziasmat, e un lucru bun. Programul se desfășoară pe o perioadă de 6 săptămâni și este finanțat de la bugetul local, prin legea 350. Până acum s-au înscris în jur de 50 de persoane, iar orele se țin în funcție de timpul liber al participanților. A fost foarte interesant, au fost multe mișcări care ne-au plăcut și tuturor ne place să facem sport, au fost niște mișcări interesante și noi ne-am pregătit foarte mult pentru acest masterclass. Suntem foarte fericiți că Marius a putut să vină astăzi să țină acest masterclass, deoarece este un instructor foarte, foarte bun și suntem mândri că a putut să vină la Câmpina să facă cu noi. Nu au fost exercițiile puțin cam grele? De afară așa s-au părut. Da, par puțin cam grele, dar sunt foarte extraordinar de solicitante, dar pentru o condiție fizică din ce în ce mai bună trebuie să mărim targetul pentru sport. Așadar, câmpinenii care vor să se recreeze prin sport sunt așteptați să se înscrie la programul Manifest Life, prin care beneficiază de ore gratuite de aerobic.